Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și astăzi, în săptămâna romancierilor, îmi revine plăcerea de a vi-l prezenta pe Orhan Pamuk și romanul lui Mă numesc Roșu, pentru care a primit și premiul Nobel pentru literatură în 2006. Eu sunt un copac. Eu sunt un copac și sunt foarte singur. Când plouă, plâng. Plecați-vă urechea pentru Dumnezeu la ceea ce am să vă povestesc. Beți-vă cafelele ca să vă piară somnul, ca să vi se deschidă ochii, ca să mă priviți cu agerime, iar eu am să vă istorisesc de ce sunt atât de singur. Se spune că am fost desenat în gravă pe hârtie grosolană, fără dimensiuni precise, doar pentru ca în spatele maestrului Medah să se afle un copac. Este adevărat. Acum, alături de mine, nu se mai află nici alți copaci delicați, nici ierburi de stepă cu 7 frunze, nici stânci șerpuite, care aduc uneori cu diavolul, alteori cu oamenii, nici vălătuci de nori chinezești pe cer. Există pământul, există cerul, sunt eu și mai este linia orizontului. Dar povestea mea este ceva mai încurcată. Desigur că, fiind un copac, nu trebuie cu orice preț să fac parte din carte, dar mă simt cuprins de neliniște la gândul că, fiind imaginea unui copac, nu închipui o pagină de carte oarecare. Îmi trece prin minte că, de vreme ce nu am niciun rost în vreo carte, imaginea mea va fi atârnată pe un perete, iar închinătorii la idol și păgânii se vor pleca în fața mea. Iar pricina principală a singurătății mele este că nici măcar eu nu știu din ce poveste fac parte. Urma să mă aflu dintr-o poveste, dar am picat din ea ca o frunză din copac. Să vă istorisesc povestea căderii mele din povestea asemenea căderii frunzei din copac. Dragilor, sper că v-am stârnit interesul. Recomand cu căldură acest roman.